Hai și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, în mila lui Dumnezeu, în această zi, suntem în cea de-a doua duminică după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, o duminică denumită în calendarul bisericii noastre Quasi Moto Genitri. Numele acestei duminici se poate traduce în limba română cu expresia ca niște nou născuți. Așa cum găsim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, la capitolul 2, unde citim astfel, ca niște copii de curând născuți să doriți laptele spiritual curat, ca să creșteți prin el spre mântuire. Dragii mei, predica din această duminică se fundamentează pe textul Evangheliei Sfântului Apostol Ioan, de la capitolul 20, versetele de la 19 și până la 31. Acțiunea din această pericopă este plasată în două duminici diferite. Mai precis vorbind despre Duminica Învierii Domnului nostru Iisus Hristos sau Duminica Paștelui, cum o mai numim noi, și Duminica următoare, adică Duminica aflată la 8 zile distanță după Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În seara zilei de Paște sau în seara Duminicii în care Hristos a înviat, pericopa noastră ne spune că ucenicii Domnului erau adunați împreună, dar această adunare împreună nu era pentru că ei ar fi sărbătorit învierea Domnului, ci nici pentru că se bucurau de triumful Mântuitorului nostru asupra păcatului, a morții și a diavolului. Scriptura ne spune că ucenicii se aflau în acea căpere nu pentru a se bucura, ci mai degrabă erau adunați într-o atmosferă de necredință și de frică, după cum citim în versetul 19, ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate. De ce am spus că era mai degrabă o atmosferă de necredință? Dacă mergem înapoi cu un singur verset, adică la versetul numărul 18, acolo citim astfel: Maria Magdalena a venit la discipoli și le-a vestit că l-a văzut pe Domnul. Aflăm astfel faptul că ucenicilor li se vestise deja învierea Domnului, dar ei nu au crezut această mărturisire. De altfel, ucenicii Domnului erau foarte confuzi. Ei nu erau siguri nici măcar pe cuvintele Domnului Iisus Hristos, acele cuvinte care spuneau: iată, urcăm la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise prin profeți despre Fiul Omului. Că ce va fi dat pe mâna păgânilor și va fi batjocorit, insultat și scuipat, și după ce îl vor biciui, îl vor ucide, dar în ziua a treia va învia, după cum citim în Luca, capitolul 18. Ucenicii gândeau încă într-un mod firesc, dragii mei, ci nici de cum unul duhovnicesc. Pentru ei, învierea era în conflict cu realitatea morții. Vedeți? În ciuda mărturisirii lui, Sfântul Apostol Petru, care spusese cu mult timp înainte faptul că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ucenicii erau convinși la acel moment că moartea l-a învins definitiv pe Iisus din Nazaret. Astfel, ei nu erau adunați într-o atmosferă de sărbătoare, așa cum se adună creștinii astăzi pentru a celebra învierea Domnului, ci ucenicii erau adunați împreună cu frică, iar atmosfera era una sumbră și complet nefericită. Acesta este contextul în care Evanghelia ne spune astfel: a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă, după cum citim în versetul 19. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a fost un oaspete neinvitat, ci neașteptat în mijlocul ucenicilor speriați. El a venit pur și simplu în mijlocul lor, cu toate că ușile erau bine închise, și le-a adresat niște cuvinte cu totul speciale. Cuvintele acestea sunt pace vouă. Dragii mei, pace vouă nu reprezintă un simplu salut, ca și când le-ar fi zis bună seara, ceau, bună. Domnul nostru înviat stă înaintea ucenicilor săi, purtând încă vizibil rănile bătăliei pe care a dus-o împotriva păcatului, a morții și a diavolului. Cuvintele pace vouă
Sunt cuvinte pe care Hristos declară înaintea ucenicilor victoria sa asupra păcatului, a morții și a diavolului. Cuvintele pace vouă sunt, dragii mei, cuvinte de iertare, sunt cuvinte de absoluțiune, sunt cuvinte cu care Hristos anunță împăcarea lui Dumnezeu cu omul. Dragii mei, spun fără urmă de îndoială că în seara aceea ucenicii Domnului nu erau stăpâniți doar de frica iudeilor, ci erau stăpâniți și de frica cu privire la ceea ce ei înșiși făcuseră, anume că l-au părăsit pe Domnul lor, l-au abandonat în acele momente atât de dificile și fiecare a fugit încotro a putut. Vă amintiți că Sfântul Apostol Petru nu trebuie să-și fi găsit pacea după ce se lepădase de 3 ori de Domnul nostru Iisus Hristos. Ucenicii se simțeau astfel împovărați, inclusiv de păcatul abandonării și trădării Domnului lor. De aceea, dragii mei, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, pace vouă, adresate acestor oameni, sunt cuvinte atât de valoroase. Hristos nu vine în mijlocul ucenicilor săi pentru a-i certa și pentru a-i condamna pentru ceea ce i-au făcut, ci vine în mijlocul lor pentru a le vesti iertarea și iubirea lui Dumnezeu. Hristos a venit în mijlocul lor nu pentru a aduce condamnarea, ci pentru a aduce pacea și liniștea și bucuria. Dragii mei, nu este niciun fel de coincidență că la această primă întâlnire dintre Hristos și ucenici, după moartea Domnului pe cruce, Mântuitorul le proclamă iertarea păcatelor. Prin păcatul primului om, Adam, diavolul a adus moartea asupra întregii lumi. Păcatul este cel care l-a despărțit pe om de Dumnezeu. Și nu doar pe un singur om, ci pe toți oamenii, după cum ne spune Sfântul Apostol Paul în Roman, capitolul 5, unde zice: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit. Vedem faptul că păcatul s-a estins și a afectat întreaga omenire și întreaga creație, după cum același Sfânt Apostol Paul ne spune în Roman, capitolul 5, nu este drept niciunul, măcar nu este nimeni înțelept, nu este nimeni care să-L caute pe Domnul, toți au rătăcit împreună și s-au pervertit, nu este nimeni care să facă binele, nu este nici unul măcar. Dar acolo, în grădina Edenului, după ce omul a păcătuit, pe lângă condamnare, Domnul a rostit în dreptul lor și o promisiune de salvare, spunându-i diavolului, în auzul protopărinților noștri, astfel: dușmănie voi pune între tine și femeie, de descendența ta și descendența ei, aceasta îți va puti capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Dragii mei, în acea duminică, în prima zi a săptămânii, a 8-a zi a creației, Domnul Iisus Hristos a împlinit această promisiune și a răscumpărat întreaga omenire căzută prin neascultarea în robia păcatului, a morții și a diavolului. La început, Scriptura ne spune că prin cuvântul Său Dumnezeu a adus întreaga creație la viață. Prin cuvânt Dumnezeu l-a adus pe om la viață. În acea duminică a învierii, Domnul Iisus Hristos, printr-un act de recreere, a nimicit blestemul morții și a oferit viață ucenicilor Săi, spunându-le: primiți pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține vor fi ținute. După cum citim în versetele 22 și 23. În fapt, acesta este motivul pentru care Hristos însuși a născut biserica sa. Scopul bisericii este explicat de către Domnul Iisus Hristos prin cuvintele pe care le găsim în Luca, capitolul 24, și care spun astfel: să fie predicată credința în numele Meu spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Aceasta este ceea ce Biserica lui Hristos trebuie să facă în această lume: să vestească moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos și numele Său să ofere iertarea păcatelor acelor păcătoși care se pocăiesc, dar să și rețină această binecuvântare a iertării păcatelor de la aceea care nu manifestă pocăință în viața lor. Dragii mei,
Așa cum păcatul a supus morții întreaga lume, la fel și iertarea păcatelor ne eliberează de moarte și ne aduce viață. Prin puterea Duhului Sfânt, adunarea aceasta a ucenicilor a trecut de la o atmosferă de frică, de vinovăție, la o atmosferă de neprețuită bucurie atunci când l-au văzut în mijlocul lor pe Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă credința lor era una slabă sau poate una chiar inexistentă la acel moment, Hristos le promisese deja în Matei, capitolul 18, spunând astfel: unde doi sau trei sunt adunați în numele meu și eu acolo sunt în mijlocul lor. Împlinind această promisiune, Domnul nostru Iisus Hristos a fost acolo în mijlocul ucenicilor săi, chiar dacă aceștia erau stăpâniți de necredință, de îndoială și de frică. Domnul nostru era viu în mijlocul lor, pentru că mormântul nu a putut să-l țină captiv pe cel care era Dumnezeu adevărat și Dumnezeu atotputernic. Dăruindu-le Duhul Sfânt ucenicilor săi, Hristos le-a dat și le-a întărit credința. Dragii mei, aceasta este cu adevărat liturgia divină a Bisericii lui Hristos. Liturgia în care Dumnezeu vine la noi, dăruindu-ne darurile lui binecuvântate, iar noi ne bucurăm pentru că l-am văzut pe Domnul în cuvântul său și în sacramentul Sfintei Cine. Pericopa noastră continuă. Și ne spune faptul că Toma, unul dintre cei 12 apostoli, nu era acolo în ziua în care Domnul s-a arătat pentru prima dată ucenicilor săi după ce a înviat din morți. Atunci când acest apostol a revenit în mijlocul ucenicilor, ucenicii l-au informat cu privire la învierea Domnului nostru Iisus Hristos și la cele întâmplate în seara acelei duminici în care Domnul a înviat. Însă Toma nu i-a crezut, ci mai mult decât atât, plin de dispreț pentru cuvintele lor, a spus următoarele cuvinte: dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cuielor și nu voi pune degetul în semnul cuielor și nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede niciodată. Genul acesta de atitudine disprețuitoare cu privire la cuvântul lui Dumnezeu este, dragii mei, comună tuturor oamenilor. Expresii de genul nu voi crede niciodată dacă nu voi vedea, cred că le-am auzit fiecare dintre noi cel puțin odată în viață. Expresia aceasta, dragii mei, este cea mai puternică negație posibilă, cel puțin în limba greacă. Este vorba despre o necredință blasfemitoare și o necredință blestemată. De aceea Toma este descris deseori, cel puțin în limbajul poporului român, ca fiind Toma necredinciosul. Dar în pericopa noastră găsim un alt element interesant. Dacă atunci când noi folosim expresia Toma necredinciosul, îl condamnăm în felul nostru pe acest apostol, Hristos nu l-a condamnat pe Toma necredinciosul, ci s-a manifestat plin de milă față de el. Dragii mei, acest lucru este valabil și pentru noi, nu doar pentru Toma necredinciosul. Dacă Domnul Iisus Hristos nu ne-ar fi tratat și pe noi cu milă, atunci am fi pierit sub condamnare datorită necredinței noastre. Noi nu suntem deloc diferiți față de Sfântul Apostol Toma. Calea noastră păcătoasă, ca și în cazul Apostolului Toma, nu vrea să primească adevărul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol Paul în 1 Corinteni, capitolul 2. Omul, numai cu firea lui, nu acceptă cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate cunoaște, pentru că acestea trebuie să fie judecate într-un mod spiritual. De fapt, dragii mei, omul firesc, pentru omul firesc, cuvântul lui Dumnezeu este un amic și nu este un prieten. De aceea omul firesc manifestă întotdeauna ostilitate față de cuvântul lui Dumnezeu. Dar Evanghelia ne vorbește astăzi despre un Hristos milostiv, despre un Hristos care știe că noi nu avem puterea de a crede și nu avem nici puterea de a veni la El. El știe foarte bine că păcatul a închis toate aceste uși pentru om. Dar aceasta, așa cum păcatul nu a putut să țină pe Hristos în robia mormântului, la fel cum nici ușile închise de către păcat nu au putut să-L țină pe Hristos în afara ucenicilor lui,
Dar aceste cuvinte sunt cuvinte de milă, sunt cuvinte de iertare. Iată ce îi spune pericopa noastră Domnul Iisus Hristos Sfântului Apostol Toma. Adu-ți degetul aici, iată mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Aceste cuvinte sunt cuvinte prin care Domnul își manifestă mila, iubirea și iertarea față de acest apostol necredincios. Același Hristos care a spus, Domnul a zis să fie lumină și a fost lumină, după cum citim în Galateni capitolul 1, este cel care îi spune lui Toma și fiecăruia dintre noi, nu fi necredincios, ci credincios. Hristos vine la noi în același mod și ne adresează și nouă exact aceleași cuvinte. El vine la noi și ni se dăruiește cu adevăratul Său trup și adevăratul Său sânge pentru ca noi să fim iertați de păcate și pentru ca noi să fim credincioși, ci nu necredincioși. El îi se oferă nouă sacramentul Euharistiei exact în același mod în care s-a oferit Sfântului Apostol Toma pentru a crea și pentru a întări credința în acesta. Prin cuvânt și prin sacramente, Domnul ne eliberează din robia cărnii noastre și creează credință în noi, iar apoi hrănește această credință pentru ca ea să nu se piardă. Doar prin lucrarea aceasta binecuvântată, pe care Hristos o desfășoară prin mijloacele Harului, adică prin cuvântul Său și prin sacramentele Sale, noi, asemenea Sfântului Apostol Toma, putem să strigăm plin de credință, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragii mei, avem astăzi înainte aceeași binecuvântare minunată pe care Domnul a revarsă prin Duhul Sfânt asupra Bisericii Sale. Noi nu L-am primit pe Hristos așa cum a făcut-o Toma și ceilalți apostoli în acea duminică. Dar Dumnezeu nu ne-a lipsit pe niciunul dintre noi de această binecuvântare măreață. Noi nu avem cu nimic mai puțin din această binecuvântare față de cum au avut apostolii. În liturghia bisericii noastre noi îl avem mereu pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul nostru. Îi auzim glasul vorbindu-ne în Evanghelia Sa. Îi simțim atingerea iubitoare în apa Sfântului Botez și îl gustăm cu gura noastră ori de câte ori ne împărtășim cu sacramentul Euharistiei. În cuvânt și în sacramente, Domnul Iisus Hristos stă în mijlocul Bisericii Sale de astăzi, exact așa cum a stat în mijlocul genicilor Săi în acea duminică de după înviere, spunându-ne fiecăruia dintre noi exact aceeași cuvinte minunate și binecuvântate. Pace vouă! Pacea Domnului nostru Iisus Hristos, care întrece orice pricepere, să fie cu voi toți în Hristos Domnul nostru.